E, e record deja. E record? Da. Așa. Vagina women. Da. Deci se pare că vagina women, adică femeile cu vagin, se poartă, supra-dramatizează totul, nașterea da, copiilor, ca să distragă atenția de la penis women, de la femeile penis. Nu femeile penis, femeile cu penis. Femeile penis. Femeile penisare. Femeia penis, da. Da. Da, mi se pare că toată... Eu am obosit, mă. Deci stai, hai să dăm cinstit. Eu am obosit, frate, de... Da. Toate știrile astea. Așa e, da. E... Plus că la noi nici n-a ajuns încă curentul. La noi o să vină curent, când o să vină curentul ăsta, deja afară, nu știu, o să se căsătorească deja cu câini și cu obiecte. Păi da, mereu așa a fost. Adică o să fie... Da. Da, o să... Suntem un pic în urmă, că nu... Când s-a plictisit japonezul de kendama, noi abia ce o descopeream, deci... Adică în România încă nu există multe... proteste din partea femeilor nu cu există, penis. Da, nu există. Auzi, dar există și vagina man? Da. N-are cum. Da. N-are cum. Da. Și vagina man care sunt... se supără pe vagina women sau pe vagina man? Deci dacă penis... Dacă... Hold up. Deci dacă... Dacă vagina, dacă penis women se supără pe vagina women, înseamnă că vagina men se supără pe penis men. Că vagina, nu? Da. Că da, dar de ce s-ar supăra că asta e? Nu știu. Că, bine, apart from the obvious că vagina men n-au ce au vagina, penis men, clar. Dar mie îmi place că sunt mie îmi plac cuplurile alea între vagina man și penis women. Ai observat că există? Da. Și naște vagina man. Exact. Să vă trăiască exact. Vagina man. Da, nu, e foarte complicat. Dintr-o dată e totul foarte complicat. Bă, e din nou, atâta timp cât lucrurile astea nu sunt obligatorii. Da, da. Din punctul meu de vedere e ok. Adică dacă nu scrie în lege... Că și aici, poate să scrie în lege, să nu mai faci urât la naștere, că se simte prost penisul e mine. Trebuie să fii mai inclusiv, nu? Da, exact. Trebuie să strângi din dinți. Dar nu s-a făcut până acum, adică n-a reușit nimeni să, dintr-un bărbat, să fie femeie care să și nască, nu? Nu s-a întâmplat până acum. Nu, frate, nu. De nu ce? De ce, baboiași? Am impresia. Am pretenții mai mari de la tine. Am impresia că undeva... Fără mea, s-ar ști, ești de bun, ar fi cel mai mare femeie. S-ar ști. Crezi? Normal, ar fi. Eu cred că în Thailanda, nu. Eu cred că e un chinez de la thailandez. Da, eu cred că ați uitat de Arnold Schwarzenegger. Gravidul, filmul Gravidul cu Danny DeVito. Și cu Arnold Schwarzenegger. Nu, deci eu sunt ferm convins că undeva în Thailanda este cineva care a născut în prostie și pe care îl cheamă Marius. N-are cum. Da, frate, n-are, păi chiar n-are cum. Chiar n-are cum. Pe bune, și multă lume se întreabă asta, multă lume crede că e posibil. Da, nu. Deși da. Este imposibil, este... Da. Deci, cred că suntem mai aproape să trimitem oameni pe Marte, păi să trăim veșnic. N-au început să dea dis la oameni de știință? De ce? Că sunt incapabili, că de să le dea bully. Ar putea. Păi. Îi discriminează. Corect. Mamă, asta ar merge. Vezi că ne-am dus departe rău. Asta ar merge. Și mesajul să fie, vă doare în pulă de noi. Iată. Asta ar merge și ar fi o variantă foarte bună. Așa. Să fie o conspirație a oamenilor de știință care să facă rost de bani de finanțare în felul ăsta. Mhm. Uh-huh. Îți dai seama ce granturi și ce de-astea poți să iei. Da, eu cred că oamenii de știință de fapt pot. Acum, cu toată, dar nu vor. Cu toată tehnologia asta, că se printează organe 3D, că a și funcționat și nu știu ce, eu cred că ei pot, dar nu vor. Așa, mai las un pic să fiarbă, să ardă, să... Sigur, și sunt trei oameni care pot în toată lumea, se întâlnesc toți trei și râd de restul oamenilor. Sunt fer convins. Eu zic că de la a crea o pulă și un vagin care se frece unul de altul și să ai niște senzori, e mult până la
a crea, a da viață unui copil. Da, mă, normal, nu, evident. E mult, bă, frate. Adică da, îți refaci mâna, îți refac chestii, faci organe. Evident, frate, nu, că dar să crezi, uter, să crezi un mediu care să dea viață, dă-te, dracu, e greu, mă. Bine. Păi, dar s-a, stai așa că uterul, da, s-a... cum să-i spun? Haide, haide. Manufacturat, haide. S-a replicat. Mai sunt glande, sunt tot fel de chestii. Mă, bă, în primul rând, stai așa, nu, stai că nu știi la ce. În primul rând să fie legat la maț ca să primească mâncare în burtă. S-a replicat un fel de uter ca să îi să regenereze unele părți ale corpului, mână, picior și așa mai departe. Deci se poate cumva. Da, poate să crească organe neprubeta asta. Ceva ce ai în corp, bă, dar nu poți, mă, să dai viață, bă, e greu, mă. Da. Tu dai seama că trebuie un mediu perfect, da, în care 9 luni de zile să funcționeze. Păi să... și atunci cum funcționează, mă, Denise, dinozaurul ăla pe care îl puneai în apă și din nou se făcea dinozaur mare? Explică asta! Ia! Explică... Șahmata Taylor! Șahmata Taylor! Ia, mă, explică-mi asta, băga-mi așa, că trece și... Ai vorbit ca un adevărat vagina penis woman. Ai vorbit ca un adevărat penis woman, băuieș. Șahmata Taylor! Iisus Hristos are 11 aparate. Prima oară când aș citi prima asta, are 11 aparate, mă gândeam că are 11 Bucăvra, sizzling hot. Are 11 ECT-uri undeva care dau bine, dau, plătesc la toată lumea. Științifice toate cu undă de la distanță, nu este o glumă. Apropo de aparate, că m-am... Apropo. Eu, da, deja... compulsia de jucător mă duce și... Nu, nu sunt jucător, dar asta e la jucător compulsia și gândul se duce. Gata, aparate, acum vorbim. Lasă asta, acum vorbim despre aparate. Am văzut că pe net se joacă unii. Așa. Și mă distrează să mă uit câte 5 minute, că e haos acolo, frate. Oricum... Băieții sunt și energizați, nu știu de ce tipuri de substanțe, așa, dar sunt și energizați, sunt foarte, trăiesc foarte intens. Dar sunt aparatele, știi, cunoști aparatele care dau specială, da? Da. E, pe net există din astea aparate de astea online care, în care poți să cumperi specială. Da. Și poți să cumperi câte... Dar cum vine asta? Ce specială mai e dacă poți să o cumperi? Nu mai e nimic special? Adică... Nu mai e nimic special. Uite, vezi morala, totul se poate cumpăra cu bani. Să strângi bani ca să cumperi... Am strâns bani de special, ai strâns bani de special în luna asta, am strâns. Dar stai la aparatele, aparate normale, adică... Nu la știu. Aparatele normale nu poți nu să se cumperi poate? Specială, nu. Am văzut și eu că în online se poate, da. Nu, la aparatele normale nu poți să cumperi special. Că am văzut tot felul, băi, deci dacă intri pe YouTube live, în secțiunea de live, în oricare seară, de pe la vreo 11 așa. Așa. Ce, e o lume întreagă. Tudor. E o lume întreagă. Hei, da. Salut, la 100 de like-uri cumpărăm o specială. Hei, bună, bună, ce faceți? La 200 de like-uri cumpărăm o specială. Scrieți în comentarii ce specială doriți voi. Spuneți-mi, avem Bucovra, avem jocul animalelor, avem car service, nu știu de care. Da, păi lasă să joace oare moca, le dau niște conturi pe eu care joacă moca. Da, da, eu așa zic că sunt conturi măsluite care să dau. Să vezi ce pică pe le-a făcut unul, nu mai știi 3 miliarde. Da, 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 că n-ai, da. Că n-ai, bă, cum... nici nu putea să se bucure, mă, deci nu putea să se bucure. Bă, da, explicați-mi, ia stați ușa, așa, frate, că tot am plecat de la asta cu am Iisus, plecat de la care Iisus are 11 aparate. Am plecat de la Iisus și ajungem la Drake, frate. Ia. Bă, pe YouTube Shorts e plin de clipuri cu Drake care dă în ruletă, în blackjack-uri, în d-astea. Mi se pare că a fost, știți chestia asta? Eu știu că... Și câștigă tot timpul, că ia milioane, dar milioane, bro, adică o joacă bet la ruletă, nu știu, 400 de mii. Bă, da, mă, ți-ai cam auzit și... A, da, exact, ruletă, da, 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 știu. Dar care-i combinația? Bă, nu știu, cred că e ca la noi, gen vedete care... Adică chiar joacă el pe bune... Sau i-au dat aia bani să joace? A, cred că asta e. Adică i-au dat bani gen sponsorizare, da, și da, cumva e o simulare, adică da, nici nu pune exact, banii, nici nu... Exact, exact, exact. Și oricum, și dacă câștigă nu știu câți bani, cred că nu-i primește efectiv. Păi da, frate, dacă în contul tău e Hesoiam... E ce? Hesoiam. Ce înseamnă codul asta? Codul de la San Andreas de care îți dă fix bani. Ah, pula mea. Că el pune Hesoiam și... Păi, da, asta mă gândeam, dar totuși... Bă, are asta nevoie să ia bani de la...
aparat de la casă. Bă, dar o faci bine, de probabil, coaie, dacă bine, câștigi. Probabil că îi dau foarte mulți bani, că sunt foarte mulți bani probabil, în industrie. Da, da, da. Eu știu că... Nu, mă, dar el zice să joace de fan dacă câștigă ce era. Pula mea, nu o iau. Aia, lăsați, mă, nu e. Luați-mi voi mie. Cum ar fi, ești nebun? Păi nu, dar joacă sume foarte mari. Păi are coaie. A, bă, are, dar, frate, ok, înțeleg că ai, dacă joci un milion mâna... Indiferent cât ai, dacă ai pierdut 100 de mâine, ai pierdut 100 de milioane, adică și un miliard dacă ai, ai pierdut 10% din bani. Adică, indiferent câți bani ai, depinde cât cheltui, că asta e ideea de bază. Și asta zic, adică mă îndoiesc, ori este atât de degenerat încât joacă haos așa, nu știu cum juca și Mayweather și cum juca. Dar și el a jucat, el punea un sports bet de 5 milioane sau de 3 milioane odată. El face și la, el joacă și la pariuri sportive. Nu știu, bă, nu știu dacă la pariuri sportive joacă tot așa sponsorizat sau chiar din banii lui, dar știu că postează mai mereu. Dar când nu te curăță, lupte, te curăță sunt... la un moment dat, cred, că n-ai cum să joci mă în continuu. Mă gândesc, da, nu știu. Și sunt numai clipuri cu el și în toate, nu toate, dar în 8 din 10 câștigă, adică cam asta e proporția. Păi, oricum, hai să fim serioși, dacă te uiți la clipurile sponsorizate de pe la streameri, s-a făcut acum platforma asta nouă, Kick, care e principalul promotor al jocurilor de noroc, toți câștigă acolo. Adică toți au niște câștiguri de alea de wow. Da. Așa. Dar referitor la astea cu undă, aparatele cu undă. Așa. Am mai auzit asta undeva, tot așa, că Iisus are aparate cu undă, am mai auzit, nu e prima oară. Mie mi se pare nu ironic, ironic poate că e scrisă pe o piatră. Da. Asta e a 11-a poruncă, a 11-a... Și ori cu ruj, ori cu sânge, nu știu cu ce e scris. Da, e undeva, da. Tu dai seama că asta dacă rămâne îngropată în pământ... Și o descoperă oamenii de știință peste 10.000 de ani. Mamă, complică lucrurile foarte tare. Lumea peste cap tare, rău de tot. Mai ales asta ultima, nu este o glumă, e clar că este. Că nu este. Deci asta cu nu este o glumă este echivalentul cu rock seriozitate la anunțurile auto. Da, asta mi s-ar părea mișto și la sursele istorice la final să scrie fără Caterinca, știi? Legit. Legit. În 1477 marea bătărie, nu știu unde, fără șto. Fără șto. Da, să fie un mic disclaimer legit, acolo că nu glumești. No cap, da. E legit. Da. Bă, dar stai așa un pic. Bă, lumea asta e destul de mare, mă, frate, 11 aparate doar. Sunt suficiente. E undă de la distanță mare. Depinde de aparat, depinde cât de puternic e aparatul. Poți să faci treabă cu 11 sau poți să dai greș cu 500. Deci depinde de aparat. Tu știi că asta e bun de titlu? Poți să... Cum ai zis? Poți să dai greș cu 100 sau nu. Să-ți faci treaba cu 11? Poți să-ți faci treaba cu 11 sau să dai greș cu 500. Asta e. Titlul. Ia, stai, trebuie să-i dăm. I-a căzut și 2 bani acolo. Sau cât ce sumă e acolo? 5? Asta e de 5? E de 5, nu? Că un ban e auriu. Poți face treabă cu 11 sau să dai greș cu 500. Bă, un ban, dar mai există, frate, vreo țară care să aibă denominația asta, frate, de un ban? Un ban, păi un leu înseamnă a 50-a parte, să zicem, dintr-un euro și un ban este a 100-a parte dintr-un leu, da? Da, ok. Deci este a 5.000-a parte dintr-un euro. Există denominația de monedă, există în vreo țară civilizată, vestică, a 5.000-a parte dintr-un euro. Dar nu există moneda de 1 pi? Nu știu, întreb, de asta stai așa. Păi trebuie să fie. Eurocent, există un eurocent, probabil. Ok, deci atunci cumva e. Un eurocent... Care, hai să zici un eurocent înseamnă a 1.000-a parte dintr-un euro? Da. Da. Că sunt 100 de cenți la... Nu. Sunt 50 de eurocenți? Păi da, dar sunt 100 de cenți la un euro, nu? Așa, da, exact, da. Și un cent înseamnă că e 100 aparte. Da.
Da, deci aia e cea mai mică. Noi avem a 5.000 aparte, bro. Deci noi împărțim da, la 5.000. Da, bine, dar noi nu folosim euro. Bă, eu greșesc ceva în calculele astea? Am greșit ceva? Bă, Tudore, nu știu. Dar eu de fiecare dată când vin la lonely cu tine trebuie să-mi iau, nu știu, să-mi iau culegeri, să-mi iau maculatoare. De mereu îmi dai calcule cu aia, zici că dar ce dar nu e un calcul greșit? Nu e greșit, dar nu știu dacă se transpune așa. Adică păi pare că avem bani mai mici decât în alte părți. Pur și păi da, atunci hai să luăm. Da, mă, dar și când aveai un leu și era 100.000, nu 10.000, mă rog, ești nebun. 10.000 era. Păi 10.000, da. Aveam bagnote de 20 de bani. Și erau bagnotele alea mari, frumoase. Și da, erau alea, da, le știi, da, pe alea albastre de 2.000, 20 de bani, de vedea eclipsa cu ele. 2.000, da, dar vezi că acum unul de la costă, nu știu, 50 păi, da, de lei, nu știu cât da, se vinde. Da, 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 nu mai da, sunt. Da, da. Dar era frumoasă bagnota aia cu eclipsa. Păi și care e dilema ta acum? De ce noi avem denominații astea extrem, extrem de mici? Pentru că era foarte mult înainte, bă, tu dai seama, eu nici, oricum încă mai sunt probleme și cu tovarășii mei mai avem, dacă vezi undeva 590 și ceva de mii de lei, te-ai pierdut, ești nebun. 590 de mii? Da. Adică bani noi? Da. Te-ai pierdut? Da. Ah. Păi nu știu, 5 miliarde, nu știu cum vine. 59 de mii ai spus? 590 de mii. 590 de mii înseamnă 100 și ceva de mii de euro. Da. Uite cum a tradus el, păi nu? Bani vechi. Nu, nu, zicem bani vechi. Bani vechi, miliarde. Miliarde erau, 5 miliarde 900 de milioane, nu? 5 miliarde 900 de milioane, da. Și după miliard ce mai vine? După miliard, trilionul trebuie să fie. Triliard. Triliard în română? Biliard, biliard. Sunt bun la, ești bun la biliard. E bine. Învârt biliardele. Da, e biliardar. Biliardar. Am un văr care e biliardar. Se joacă la London, în centru. Se joacă toată ziua cu bilele. Acum intrăm în zona de... Nici măcar nu e fat acceptance. Și nu e nici... Asta e fat celebration, de fapt. Dar nici măcar nu e fat celebration. Ea adresează faptul că e grasă? Nu. Eu cel puțin n-am. Adică nu discută despre faptul că e grasă, nu? Deci doar se bucură de viață. Da. Păi nu e nimic greșit în asta. Da. Adică atâta timp, adică atâta timp când nu e cineva care spune da, așa trebuie, asta este calea... Mă uit că toate trei fetele erau fără niciun fel de caterincă. Și o glumă clasică asta cu Beringing the podcast great takes from Ashley Rachel Gorlock the Destroyer Tiffany. Da, nu știu, fata asta are așa mult hate, că are doar hate pe TikTok. Și am mult hate, nu? Foarte mult hate, dar e și amplificat totul de faptul că ea are încredere în ea. Asta e... Wow, atâta timp cât hate-ul monetizezi, cum zicea și Shelly, bă, da. Zic așa. Bă, da, corect. Te întreb, da, frate, scriem acolo că sunt nasol, scrie că așa... Da, nu știu, dar la un moment dat cât de tare ești tu, boss, și cât de strong pe mindset, da? Că acum e la tot te atinge. Nu te atinge la un moment dat, boss, să deschizi comentariile și să nu fie unul mișto, să fie toate de alea geaba de hat. Unii comentau că e copilul ăla din Shrek, do the roar. Da. Pe mine s-a supărat unul că-s răcit la un moment dat, deci. Cum adică? Nu știu, a zis că oricum rehate-uia pe toți, că era mușat atunci, că mușat e dement, că Gicu nu știu cum e. Era la nu știu ce morții lui, era infundat ceva răcit. Oh, da, mă. Da, chiar că ești mereu răcit, că ai ceva, că... Da, da. Da. Da, asta este individa. Na, putem să ne uităm și pe... Eu nu știu ce să zic, adică... Eu n-am așa, adică eu nu-i hateresc pe graș. Păi eu n-am cum că sunt. Și nici nu, și nici nu-i... Dar tu nu ești morbid. Da. Nu ești morbid. Că și așa și eu sunt supraponderal, cu siguranță. Da. Dar nu morbid. Dar n-am așa un hate și nici nu mi se par dezgustători. Adică, pe bune, nu mi se par grașii nu mi se par dezgustători. Adică să vezi că singurul mod în care ți se par dezgustători este dacă ți imaginezi că îi fuți. Și rare ori îmi imaginez treaba asta.
Nu, bă, mai, adică de ce ar fi dezgustător? De ce ar fi dezgustător? Adică de ce? Cu ce te afectează? Este un om mai mare, adică ca și când, nu știu... Ca oricare altă chestie. Nu, stai că nu m-am gândit niciodată la chestia asta, că eu n-am asociat până acum cu un om supraponderal, gras, bă, cu obezitate morbidă sau așa, ca fiind dezgustător. Da, într-adevăr, e mai mare, mai mult mă gândesc la el că, bă, nu e sănătos. Că nu e sănătos, într-adevăr. Asta e, da. Și la fel cum spuneam, singurul mod în care să motivezi pe cineva să slăbească este mai degrabă din punctul de că mulți zic, da, că pe mine bullying-ul m-a ajutat să slăbesc și bullying-ul m-a ajutat să merg la sală și bullying-ul m-a ajutat toxic. Una și m-a ajutat alta. Da. Bă, la unii poate chiar funcționează. Poate chiar funcționează. Okay. Da, problema cu chestia asta e că chiar dacă vei avea rezultate, din punctul meu de vedere, problema de bază tot nu o rezolvi. Da. Pentru că și la aia de la sală, sunt unii la sală, de exemplu, care au fost bullied și așa mai departe, care nu consideră că sunt niciodată suficient de mari. Există, dar e același tip de boală, e același tip de boală psihică, cum sunt anorexicele. Da, există o boală care te face să ai impresia că niciodată n-ai suficient de mulți mușchi și nu e suficient de mare. Și destul de ripped. Exact, și cred că aia de acolo vine, că tu deși cumva ai depășit și nu mai ești gras sau prea slab sau așa, cumva motivarea fiind negativă, tot rămâne negativă la tine ca bază și nu vei fi niciodată mulțumit. Păi da, e... zic body dysmorphia, zic da, prost, e asta, nu, că nu te vezi tot, că... Tot da, e. Da, da, te vezi da, diferit, te vezi diferit, adică da, față de realitatea obiectivă, ca să exact, spunem așa. Exact, exact. Și asta spuneam, că mi se pare că cel mai bun mod de a te motiva să slăbești sau să faci ceva pentru tine în general este să percepi beneficiile în a face treaba aia. Da. Adică faptul că dacă vei slăbi, am mai zis asta, vei dormi mai bine, vei fute mai bine, te vei bucura mai mult de viață. La fel ca și la toate celelalte chestii, de exemplu la băutură. Eu mi-am propus să am o perioadă fără băutură, am o săptămână și îmi propun să dureze cât mai mult. Băi, și e mult mai bine, adică te simți mai bine și alea-s beneficiile. Că dacă stai să te gândești, bă, nu, că nu beau ca să nu vorbesc prostii sau ca să nu fie rău sau așa. A, da, corect, true. Adică dacă te concentrezi pe aspectele negative... Da, da. Ai șanse mai mici să faci ceva. Mm-hmm. De altă parte, ultimul comentariu de joc, jos, e foarte bun. Where is Captain Solo and the Wookie? Păi Captain Solo e înghețat și Chewbacca e în lanțuri. Hai să mergem și la... I'm Allie, I'm years old from Arizona and I'm your certified bad bitch. You're, huh? The certified baddie. Asta e, vezi, atitudinea asta că e certified baddie. Așa. Asta naște hate-ul. Că, uite, certified food critic. Dă mai jos. Hi, besties! The doll is in Hollywood! Uite, vezi, chiar și cu burta pe afară. Mie nu mi se pare dezgustător. Nu e. Sigur, nu e agreabil, nu mă atrage. Nu... Asta da, pe de cealaltă, da. Michelin-ul. Problema este că, din păcate, corpul s-a și hotărât în cazul ei să pună multă grăsime pe cap. Da. Că, în general, depune unde poate și capul rămâne la final. Da. Dar la unii începe direct cu capul. Da, chiar ai văzut că nici picioarele... Adică pare picioarele că a început sunt... să pună de sus în jos. Că picioarele sunt partea cea mai slabă, da. Și pare că a pus din cap în jos. Seamănă cu un tovarăș care juca Magic. Legit seamănă. La Magic un sfert din băieți așa arată. Bă, cinstit dacă e fericită, dacă îi place să mănânce, e fericită, se distrează. Sunt și bărbați care agrează genul ăsta de chestie. Clar. Dacă îi merge așa, băi, more power, pe bune. Adică n-am... Nu-i vorba de shaming, nu-i vorba de altceva, dar fiecare face ce vrea. Friday fit check.
Pampers, and of course, the BBL sponsor. And then, wearing my Chanel earrings, my Tiffany necklace, and the bumper bag. Legit. Wow. Dar ce vreau să vă zic e că așa îmbrăcat în blugi în astea, nu e să zici că te sparge și că îți vine să-i dai hate. Dar când se duc în extremele alea, frate. Da. Da. Așa mi se pare. Asta face, da. Asta-i treaba. Că... Ia uite ochelarii. A, nu e? Vreau să-i văd ochelarii. Stai așa că... Bă, și mai e o chestie, știi? Bă, stai ce zic eu. Știi și... care mai e beneficiul chestii astea, frate? Mm? Pentru că cumva izolează tipul ăsta de comportament și, și îți dai seama cât de cretin e tipul ăsta de comportament. Mm-hmm. Hai să zic de ce. Pentru că când una bună face exact lucrurile astea, dar fix asta face, când face una bună, da. Pentru că vrei să o fuți, accepti orice. Când o face cineva care nu arată suficient de bine cât să vrei să-l fuți și să poți treci cu vederea, da, îți dai seama cât e ridicol și penibil e comportamentul. Comportamentul e penibil, dar nu doar la ea. Comportamentul e penibil la toate influențele care se comportă așa, indiferent de greutate. Și neexistând partea de atracție fizică, rămâne doar comportamentul. Da. Bine, aici ai gândit-o și tu puțin cam așa. Cum? Păi... Pula mea, tu ai folosit scopul de a fute, tu ai folosit doar atracția ca și cum în partea cealaltă n-ai zis-o doar că vrei să o fuți și aici n-ai zis-o. Cum adică? Păi comportamentul ăla, da, e deranjant în ambele cazuri. Da. Da, dacă tot o faci aici și dai lua asta dis, dă-i și lua aia în pula mea. A, păi da, nu că da. lua asta-i dau dis că e grasă, asta e problema ăla. Păi da, mă, dar dis-ul e... Că, uite, fix genul de oameni, că eu am mai văzut și ești în România, Tatiana Final Boss. Pula mea, ăstea sunt femeile care dau dis la bărbați, ăstea sunt. De se cred ele că te bat, că pula mea, că nu știu ce, că cât am futut eu, n-ai futut tu și din astea. Și ăstea sunt. Mamă, zici că... Mamă, zici că e pregătită să-l prindă pe Batman să moare. Mamă, deci arată ca un... Eu vreau o pereche de ochelari de asta. Dar nu de asta. De asta. Mamă, bă, dar ce bine acoperă fondul ăla de ten barba. Deci eu neapărat vreau niște ochelari de aia. Nu mai pot. Bine, haide. Gata, ne-am tipat suficient cu asta. Haide. Așa. Why do I feel so good all the time? Starter pack. Alea țigări, uite cum arată țigările la americani. Wow. Newport cigarettes. Arată deci câți medicamente. Da, da, da. Păi că spansamente de ale călcâi. Da. Why do I feel so good? Dar ce face? Stă? Da, stă la TV. Asta la TV. Asta e, da. Băi, da, asta mi s-a părut interesant în sensul în care, da, lucrurile astea pe termen scurt te fac foarte fericit. Da. Dar... E, cum zice, e foarte relatable că oricum toată lumea poate să pice în căpcana asta. Că e foarte multă fericire așa rapid. Exact. Doar că și când se duce fericirea, te-ai dus. Te-ai dus? Te-ai dus rău de tot când se termină canistra cu dopamină. Mai bagi. Asta e. Asta e, da, corect, mai bagi, dar trebuie să vezi de unde bagi. Să... Cu cât bagi mai mult, cu atât te simți mai, adică cu atât te simți mai bine pe moment, cu atât te simți mai rău pe termen lung. Exact, da. Bă, știți la ce mă gândeam acum câteva zile legat de asta cu dopamina și cu toate treburile astea? Așa. Bă, cât de mișto mi se pare, de fapt, să te naști așa un pic. Măcar să ai bunici la țară sau să ai viața simplă când ești mic. Că ai chestia de te bucuri la chestii atât de mărunte, încât la un moment dat, după ce tu o să avansezi în viață, doar și de dragul nostalgiei sau ceva, o să te bucure chestiile și ții puține dopamine din ele, știi? Mamă, ce, da, nu sunt neapărat de acord cu feel good a venit, dar bă, are dreptate. Are dreptate, dar sunt de părere că și un copil crescut la oraș poate să se bucure bă, de... Da, dar dă-ți seama că crescut de bani gata, care dopamine doar în cumpăra chestii și... Da, păi da, sunt, asta e, sunt fripți. Păi da, da, asta e, aia zic eu, fripți. Și la părinți. Bă, da, nu știu. Că una e să le dai totul pe tavă și alta e să îi înveți să aprecieze și să își muncească singur banii, să își... obțină lucrurile singuri. Adică poți să ai tu ca părinte bani. Adică, bă, dacă părintele are bani, asta nu înseamnă că ai și tu. Asta, bă, clar, e greu să... Da, asta, da.
oricum, cu cât le iei mai multe chestii copiilor, cu atât se bucură mai puțin de ele. Normal, da. Și vezi efectiv cum scade... Da. Cum scade bucuria și atenția... Și nivelul de impresionare. Da. Asta bă, e, dar da. Eu am avut un tovarăș care tot așa, lui avea foarte mulți bani și tot îi luau cadouri și de astea și la un moment dat a zis că, bă, eu nu mă bucur neapărat de cadouri, ci mă bucur că fix atunci când ei îmi dau cadou, e singurul moment în care eu împărtășesc o emoție cu ei, cu aia. Da, că sunt toți trei fericiți. Da, că în rest noi nu suntem toți trei acolo. Mamă. Da. Ce să zic? Dă-i mai departe. Ne-am întristat. Ne-am întristat, băi, ne-am dus... Uite! Iată! Viața e frumoasă, bă, băi, și asta nu uita niciodată. Uite, vezi, a avut bunici la țară, se bucură de viață. Aoleu. Dumnezeu e cel care iartă, eu vă ard pe toate. Bă, mie mi se pare... că oamenii care babardez femei în vârstă, că doamna așa. E în vârstă, nu așa. Mai... Nu, e la categoria de în vârstă. E gilf, 100%. Poate să fie și G-gilf, poate să fie great-grand gilf. Așa. Bă, mi se pare că fac un lucru bun. Pentru bune. Societate. Așa fac viața bine. Frumoasă unor femei în vârstă. Ei se simt bine. Da, da. Și așa. Revenirea la discuția de tot la trecută, fac pariu că după o seară de asta a doua zi dau loc în autobuz. Corect. Merge pe jos. Da, se cunosc. Nu, nici nu mai are nevoie de autobuz, se duce pe jos la cumpărături. Da, se cunosc. Păi seara e de Ikea și de atunci pleacă singură. Ce prostie. Da, se cunosc că ăștia care întrețin relații sexuale cu femei în vârstă. Da. Cred că prin ceva îi detectezi, prin singur, după față, după ochi. Dar sunt toți într-un loc, crezi? Adică pe Reddit sau undeva sunt și doamnele și juveții în același loc? De unde Reddit, mă? Într-un club de ăla de Facebook. Da. Acolo intri, la momeală. Da. Păi era la mine în oraș și m-am dus la Tuns și era unul de la mine din cartier, un de ăsta mai în vârstă. Și îl băgase una într-un grup de Facebook Barbara and Friends. Și erau poze de astea fake. Bă, și ăsta fraierul îi trimitea bani lui aia să vină din America, pula mea. Și era un catfish din ăsta. Și aia mereu îi trimitea poze cu una brunetă, dar era tot alta, mă. Și ăsta nu-ți dădea seama. Și ne arăta nouă poze. Uite-o pe Barbara aici, uite-o pe Barbara. Bine, nici nu cred că se uită la față, sincer să zic. Cred că... Bă, frate, și i-a dat aia schimb de, nu știu, gen, a zis omul ăla că el nu mai l-a mai... Nu, mulți, mă, mulți. Gen, el jumătate din pensie o trimitea în fiecare lume. Barbara. Da, mă, frate. Viața mea, Barbara. Și era, el o aștepta, el venea, se făcea frumos că vine Barbara și a venit Barbara în pulă, că n-a venit căieri. Da. Și-ar fi dorit, de fapt, să vină în pulă, da. Asta e mișto discuție. Ce ai făcut de unul ai? Am fost la mama aia și era apă caldă. Era apă caldă, n-ai înțeles. Da, și pozitiv. Dar mi se pare interesantă expresia lui. Asta vreau să zic, expresia lui, a doamnei, poziția în care se pozează. Dar cine a eu fi surprins? Au pus ei. Da, au pus telefonul sprijinit de tablă de la pat. Băi, e puțin proastă gluma asta, dar nu poți să zici așa și cu vama veche. Cu ce? Am fost de întâi mai la vama veche. E bun, mă, Denise, e în formă. A fost la mama veche, corect. Da, asta pare genul de doamnă care poate să aibă, nu știu, 3 meserii. Atât. Știi, și foarte mulți bărbați. Știi genul ăla de doamnă care... Bă, n-am întâlnit până acum. Face anumite chestii, asistentă medicală. Asta tai biletul la telegondolă, după aia poate să fie controlor. Ascultă-mă, și la ziare, maxim. Dar asistente, tu n-ai văzut asistente de-astea? Nu. Și nici față de secretară la școală nu are. Și administratoare la bloc, da, casieră la bloc. Covrigi, poate să fie covrigi? Da, Luca. Luca. Nu e, mă, că o dă de gol rujul ăla. Rujul și cercei, ăia sunt de aia, te așteaptă să te servească cu ceva, ăia-s. Păi de la Luca. Da. Dă-i mai departe. Și da, el. Vă place ce are între tâțe? Bulicu. Ei, mă rog acum. Asta e urâm și tânărului, să dea mai departe.
De că eu asta n-am văzut-o. Îi dau fiicei mele greeri. Fac economie la... cumpărături. Cumpărături. Știi că asta s-a tot propagat noțiunea cu mâncat de insecte. Pentru da, a... și făina de... Da, pentru a rezolva problema presiunii asupra resurselor, pentru... Da, da, da. Păi nu au neapărat o problemă cu chestia asta. Nu, nu au probleme, plus că după aia dacă încep să crește mare și gusturile se formează în copilărie. Da, e clar. Și după ce crește, după aia poate să-i vâneze în stare de libertate. Iată. Și se rezolvă și problema insectelor. Da, și e și mai amuzant. Că altfel e când sare și trebuie să... Stai seama, mergi undeva unde, în delta sau undeva unde sunt în țari. Oho. Mergi cu un tovarăș de-al tău care mănâncă insecte. Oho, perfect. La fix. Perfect, da, chiar e pont asta. Ar trebui să ne creștem copiii mai cu insecte. Ca mai ca igoanele. Cum, mai ce ca stil de parenting abordezi? Proprietar de igoană. Mă comport ca și când ar fi o igoană. Îi pun căldură, îi dau insecte și cam atât, da. Și nu se descurcă, crește ele singur. Da, deja a dat jos un strat de piele e... Igoană, da. Foarte drăguț copil, în schimb. Păi ce-i drept, nu, da. Nu merită să mănânce creierși. Da, bă, da, da, ce drept nu prea merită să... Au ajuns să crească copiii cu greier, mă. Dar poți să cumperi, nu știu, poți să da, comanzi uscați, prin Glob, uscați, poți să cumperi da. Uscați, poți să cumperi greier acasă? Mă, nu știu, la noi în România, de fapt cred că și la noi nu are cum. Ia să trec, bă, pe greieri. Asta vreau să zic. Gata, ce să mai... Eu mă sfiam așa că it gives me... câinele meu este vegetarian prin alegere vibes, știi? Da. Asta, nu prea pot, nu, cam asociat un pic. Și cu gândaci ăștia de aici, de la noi, de la subsol? Îmi dai un sos de la Lidl, un salsa de la iute. Iată. Mă lași un weekend și Iată. Nu mai e niciunul. Iată, eu aproximez că într-un an o să devenim furnizor oficial al restaurantelor pentru mâncătoși. Dacă nu mai facem nimic de acum, Happy Fish o să fie distribuitor. Crescătorie de cântași. Da, distribuitor principal al restaurantelor. Bă, bani am făcut câteodată, cântași am făcut de fiecare. Vezi? Asta e, un second business. Second revenue stream. Pasiv, income pasiv, da, corect. Mergem la arena leilor. Mai avem nevoie de 300 de lei să luăm un sac cu grăunțe. Ca să mai crească niște gândași pe aici. Ce să zic? Da, nu merită. Nu mai zici, păi eu zic nu că mai dacă niște. Ești mai ieftin decât cu covrigii, rupe și în România. Păi eu m-a chinuit mult să înțeleg reclama asta. Deci, dragă sector 2, ești numărul 1 la pâine pave. Sau pave. Sau pav. Sau pave. Sau pe... Bă, asta mă deranjează cel mai rău. Am auzit pave. Și mă disturbă rău de tot. Tot ești la Carrefour și au pâine. Dar pave înseamnă apava, efectiv, înseamnă același lucru. Pâine pavată. Dar e pâine pavată, de ce e pavată? De ce are dale? Cum ai că o pavată? Dale, don, dale. Au asfaltat-o, de ce e pavată? Nu se știe. Nu se știe, nu avem. Știi bine cu ce merg micii din obor? Așa. Pâine pave. Și au făcut acea abominație, boss. Aoleu, stai așa că, că sunt mici. Cu picioare și cu mâini de mici. Am crezut că sunt tot din pâine. Bă, frate. Jesus. Păi tu de că aici lucrează, a lucrat o agenție. Pe bani mulți. S-a prezentat clientului și clientul a zis, da, frate. Nu dăm bani la aproximativ discuții, că Gicul înjură și fumează. Dar iată. Dar pâinea asta cu mici să-mi bat pula asta, o să rupă vânzările. Iată, da, exact. Ia uitați aici, am reinventat stigmenul. Bă, nu sunteți sănătoși. Deci au făcut niște măsurători și au ajuns la concluzia că pâinea pave se mănâncă cel mai mult în sectorul 2. Sau pur și simplu au inventat asta ca să promoveze pâinea asta doar în sectorul ăla?
Păi stai așa un pic. Nici din obor, obor... Sunt în sectorul 2. Oborul e în 2, da. O fi legătură? Dar sigur are legătură, dar ce treabă, adică ce, ce se promovează? Pâine? Da, că e numărul 1 la pâine paze. Hai, hai să terminăm. Dar nu, nu, nu spune nimica. Doar, doar anunță că la un produs total random ești locul 1 la la greieri, la mâncat de greieri. Exact. Rahova, ești numărul 1 la mâncat de greieri. Mâncat de oameni. Cu ce te ajută chestia asta? I guess we'll never know. Da. Nu ajută cu absolut nimic pe nimeni. A, e doar o reclamă pentru aplicația lor de pe telefon. Uite că am văzut acolo. Brăila, mănânci cea mai multă mâncare de asta, fasole la conservă din lume. Da, exact. Ce legă, ce, dar ce promovează asta? Ce e asta? Ce e asta? Pentru ce e? Ce vrea să facă chestia asta? O fi un crossover dintre ăsta, dintre pâinea, dintre Carrefour și Mici de la obor. Ora, în alte sectoare o fi altceva pe locul 1? Asta voiam să... În campania asta? Asta voiam să discutăm acum. Dacă la sectorul 2 e pâine pave, în celelalte sectoare... În sectorul în Berceni, în sectorul 4. Ce pâine se... Franzelă. Crezi? Franzelă? În Berceni? Da. Chiflă. Bă, nu știu. Ce, mă gândeam ce am mai văzut prin coșuri la oameni. Am vrut să zic bulcă, dar voi nu știți. Știți de bulcă? Bulca care e chiflă. Cum? Bulcă. Bulcă? Bulcă. Să-ți dau o bulcă. Da, exact. Da, nu știu, nu știu, nu înțeleg care-i scopul. Și, ok, și faci topul ăsta cu aceste alimente. Și that's it. Și ce? That's it. Ce se comunică? Ce se comunică cu asta? Absolut. Adică mi se pare că este... Că, băi, asta clar pare făcută de AI. Dar ce, nici un AI nu-ți face mai așa ceva. Un stickman dintr-o pâine cu mici, nu, clar, sunt ferm convins că nici un AI n-ar putea să facă așa ceva. Deci se, până și un AI se respectă mult prea mult ca să facă așa ceva. Dă-i mai departe. Nu știu, nu știu, e, da. Pâine pave. Așa, l-avem pe Andrei Grigoraș, local guide, care dă recenzii anumitor localuri sau business-uri din Galați pe Google. 44 de recenzii, boss, a contribuit. A scris. A contribuit. Chenărița e cam handicapată, dar în rest e ok, tot numai drogați. Asta e un review. Așa, și stai că mai avem. Bun. Excepțional, doar țigani. La piața Micro 39, piață de legume fructe, bun. Se fură greu de la voi din magazine, mai bine fur de la profi. Șostea. Ia, le-au stricat ratingul. Dar observi ce psihopat e, că e profi, adică a dat o stea la profi și a zis că se fură greu și mai bine fură de la profi. Crezi că e un pic... Cred că e un pic ars domnul ăsta? Numai drogați? Crezi că e numai drogați? Mă întrebi? Sigur! Nu știu ce fură de la profi, cred că domestosul sau ceva, să-și facă acasă șobolan, nu știu ce. Să-și face șobolan. Mișto tare, beau în parcare la voi, o făceam și când eram minor. Mai bag și altele pe acolo în venă, dar asta e partea a doua. Ia uite, s-a demascat singur. Kaufland Galați, Tiglina 4. De mai jos. 3 stele, dar de ce n-au fost 5? Care e problema? Că dacă ai zis că e mișto... Hai să dăm și pe cealaltă, nu știu, acest user. Mă mir că am mai rămas cu ceva în buzunare când am prin Brăila. Aici la... E Galați. Da. E din Galați. Ok, da. Deci de-aia. Da. De-aia. Bine. Friptură la chifla oțelul. Îmi place mișto, auzi. Îmi place mult friptura la chifla oțelul. Voi sunteți mișto, dar un amic și-a luat de la voi mâncare și n-a vrut să-mi dea. Bă, asta e. Trebuie să sufere restaurantul. Trebuia să se gândească restaurantul. Trebuia să se gândească, corect. Că putea să pună porții mai mari și automat îi dădea și lui, poate. Erau sau, șanse mai mari. Exact, sau putea să pună două farfurii din start și exact. Altfel mergea. Da. Lidl. Decent. Îmi place că la Lidl a scris doar decent. Cred că în viziunea lui e ok.
Da. La ce review-uri a dat? Mișto, conduc golf, ce nebunie. Școala de șoferi Star Galați. Deci astea-s review-urile lui. Bă, eu sincer să zic, accept mai degrabă răspunsurile domnului. Așa. Decât să nu dea niciun review. Cred că output-ul ăsta... Tu ești pentru review-uri de Google? Da, da. Pentru, nu? Dau și ai eu. Dat? Da. Câte? Nu știu, puține oricum, dau doar la locurile care m-au enervat foarte tare sau care mi-au plăcut foarte tare. Dar dau, da. Și care a fost ultimul loc care ți-a plăcut foarte tare? Mai nu știu, găsesc undeva, stai așa, Google. Dar câte recenzii ai scris până acum? Habar n-am. Nici nu știu dacă pot să le văd undeva, mi-ar plăcea să le văd. Cred că, ia uite, la pe Google Maps. Băi, eu m-am săturat de firmele, da, zi. Care îți dau pe mail să le dai o notă, un review, să le dai o notă și ai formularul în corpul mailului cu numărul de stele și vrei să le dai 5 stele și când apeși 5 stele, îți face redirect într-o pagină care are 10 întrebări, boss. Bă, nu mai faceți asta. Efectiv, transformați o experiență bună într-o chestie care, efectiv, bă, mă enervează și nu mă enervează neapărat că fac asta, că na, fiecare își alege cum vrea să adune feedback de la oameni. Dar, băi, nu asta era deal-ul. Adică deal-ul era să-ți dau 5 stele și să mă lași în pace. Adică asta, cam asta era treaba. Ia zi, bă, băi, așa nu, găsi. Nu găsesc nicăieri. E... N-ai niciun, nu nicio postare? E îngrozitor de greu să văd... Da, să vezi ce ai postat? Să văd ce am postat, da, nu știu, nici nu știu unde... Am înțeles, o să tăiem bucata, mă rog, asta. Nu, e... Nu? Sunt incompetent, atât. Dă mai departe. Așa, bun. Bă, fiți atenți, asta nici nu o să-i dăm play, că nu e important. Da, nu e unul care mănâncă niște... Mă supără foarte tare că nu... A, așa, ia, gofre. Pentru cei mai înaintați în vârstă așa... clar veți recunoaște această monedă. Este moneda de 10 lei. Da, de pe stai vremuri. Ca și avem. Care se pare că iată. Este ia uitați. Care se pare că este și moneda de 10 ieni. Sau cât e? 10 ieni? Da, nu știu. Ia să vedem. 10 yen. Yen coin. Coin. Nu e. Sau, stai, poate pe cealaltă parte. Da, boss. Da. Wow. Deci moneda de 10 ieni este identică cu aia de 10 lei. Cu alte cuvinte, România a ciordit designul de la această monedă. Bine, asta în cazul în care n-a furat Japonia designul de la 10 lei vechi, dar da. Mă îndoiesc că stăteau japonezii, bă, trebuie să furăm o monedă neapărat. Am văzut una frumoasă. Tare, cu, la români. Cu coroniță, așa. Cu coroniță, frumos, cu lauri. Da. Da, deci, practic s-a furat, n-a fost în stare... Îți dai seama care a fost discuția? A fost discuție, oare, la Banca Națională? Ce punem pe moneda asta? Nu știu, nu avem desene, n-a desenat nimic. Nu ne-a dat. Nu ne-a dat. Nu ne-a dat, domne, nu ne-a dat, n-avem la asta. Ia și tu, ce ți-e îți place? 10 ieni, boss, îmi place mie. Și tot 10, că asta mă supără și cred că e cel mai rău. Pună-mă pe 5, pună-mă pe 100, pună-mă pe altceva, frate, pună-mă da, pe 1. Da, 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 bă, da, tot pe 10, așa chiar. Le-a plăcut lor, cum se așează. Că și fondul de la 10 e aceeași, că au furat exact, cifra. Exact, le-a plăcut lor cum se așează totul, e perfect. Dar care crezi că a fost, care crezi că e probabilitatea de a fi o coincidență? De a fi o coincidență. Da, da. Crezi că există o probabilitate din asta? Să fie două genii care au zis ei, bă, punem 10, punem așa, frumos, dar nu-mi place cum arată funda asta de aici. Hai să punem anul, boss. Sau e o firmă. Sau e o firmă care și-a bătut joc. Aceeași firmă care a făcut pentru japonezi, a făcut și la români. Și la români în România și-a bătut joc. Dă-le, bă, tot ieni, că nu știi ăștia, e proști rău. Dă-le, bă, ieni. Ce le desenă șeful ăștia pe monedă? Pune ien și gata. Pune ien, pune anul și aia, dă-le așa. Băi, da. Da. Jesus. Dar crezi că e de pe vremea când a fost Japonia înfrățită cu România? Ia, stai o secundă. Ce se aude sus?
Se mișcă ăstea, cum zice, aduc, cred că au adus marfă la click. Boschetari? Nu, nu. Păi nu că nu ai văzut că angajează boschetari ca să care marfa? Da, știu, știu, știu. Deci chiar boschetarii aduc marfa? Da. E un ecosistem cu aia mai terminați. Da? Păi normal, ei vin, aduc marfa și le dau bani, după aia vin cu banii și iau bere de la ei. What the fuck? N-am lămurit și cu... Dar România a fost înfrățită cu Japonia? Bă, nu știu, mă, că se fac asocieri. Păi nu se știe că orezul merge cu pâine, cu mămăligă. Asta e, și Transfăgărășanul ăla, cum crezi că a apărut? Transfăgărășanul? Boss, e luat după munții. E zidul chinezesc, numai că nu a neaf cu pereți. Exact, e luat după munții ăia. De fapt, driftul în România a apărut, zic eu, dar a venit japonezii să zică repede că ei, că nu știu ce. Mă rog, hai să nu mai vorbim. Așa, ia uite, stai că... Așa, dă-i de la poză. E și știre de aia. Deci acest turist francez a fost condamnat la 10 ani de închisoare, sau urmează să fie condamnat la 10 ani de închisoare, pentru că a pognit o japoneză pe stradă. Dă înapoi, te rog, să vedem despre ce e vorba. Nu, înapoi la așa, la știre. Asta e. Dă mai jos. Mai jos. Dă și la postul de pe, că era și, era și o poză lângă. Hai să ridic poza. Nu. Nu, asta e. Asta e că am scos știrea de pe 9gag. A, era știrea, ok. De fapt nu era știrea, era doar o poză cu... Deci e pasibil de 10 ani de închisoare. Da. Pentru că a pognit-o pe această fată. Bă, aparent la prima auzire... Ai spune, bă, dă-l în pula, nu poți să pognești japoneze pe stradă în Japonia. Bine, nu poți să pognești japoneze pe stradă nicăieri, dar e mai rău în Japonia. Da, adică dacă tot pognești japoneze, cel mai rău loc în care poți pogni japoneze, cred că e în Japonia, nu? Da, da. Clar, nu? Acolo. Dintre locurile unde poți pogni japoneze, cel mai nasul e Japonia. Acolo. Acum, ce s-a întâmplat? Se pare că din ce se aude, ăsta a dat peste ea pe stradă. Da, da, peste ea la modul că cum dai peste cineva pe stradă din greșeală. Din greșeală, umără nu mă. Și ei a căzut mâncarea pe care o avea la ea. Și a cerut banii pe mâncare. Ăsta n-a vrut să-i dea banii și a vrut să plece. Și ăsta a tras de el fizic, l-a ținut pe loc și l-a tras de el să-i dea banii. Și ăsta, ca să scape din strânsoarea acestei fete, i-a dat o bucată. Nu de mâncare. Nu. Nu. Ce părere ai? Dar cât de sălbatic să fie așa? Cine? Bărbatul. Adică, băi, nu știu, boss, dar eu la... Eu... Bine, eu fac să pară cumva că sunt condiții, cum, adică că condițiile erau de așa natură încât nu e chiar atât de nașpa. Dar e, nu, e la fel de nașpa. Și așa e tot la fel de nașpa. Că m-a tot gândit, bă, e la fel de nașpa, că tot a tras aia de el, că nu știu ce. Bă, da. Chiar e. Adică e o femeie, nu că dacă trage de tine, nu știu. Aici mi se pare că dublu standardele trebuie să existe în privința unor lucruri. Adică una e ca bărbat să tragă de tine un bărbat, că de ce e dărâmat ciorbica și să dai banii pe ciorbica. Exact. Și alta e să tragă o femeie. Nu știu, scutură-te mai tare, boss, știi? Da. Sau, nu știu, găsești o soluție. Da. Asta, dar plus că în Japonia și sunt foarte, foarte corecți. Gen, cred că faptul că ăsta s-a opus e contrar... tuturor. Da, probabil că de-aia și s-a chinuit cu disperare așa să-l țină pe loc. Exact, adică din câte știu eu, Japonia e cu de-aia, cu mulțumesc de 7 ori, cu plăcere de 7 ori. Și... La ei nu se poate trece peste asta. Da, păi asta zic. Adică nu era varianta, ori îi dădea banii pe mâncare, ori se sinucidea fata exact. Asta. Exact. Adică îi strica toată viața. Exact. Deci toată viața ei la bătrânețe, întreba cel mai mare regret e că n-am luat banii pe colțunaș. Știi? Da. Era, o ducea în mormânt supărarea eu asta. Eu sunt ferm convins că e caz de pedeapsă cu moartea în Japonia, nu știu. Bine,
bine, dar și plus că dai banii, boss, dai banii asta pe mâncare. Asta vreau să zic, e cel mai simplu. Dai banii pe mâncare. În loc să îi dai 10 lei. În loc să-i dai o bucată, dai banii pe mâncare. Exact. Săraca femeie. Și acum faci pușcărie ca prostul 10 ani. Mi se pare că între ce... Îți dai seama că între ce se aștepta fata asta și ce a primit e o discrepanță foarte mare. Da. Și dureroasă. Și dureroasă. Asta e foarte nasol, da, să mă aștepți. Uite, a, uite, omul ăsta mi-a dăruat mâncarea. Sunt sigur că mă va rambursa. Și în următoarele 20 de secunde să fii pe jos cu pula în sus. E nasol. E rău. Bă, bine, râdem glumim, ăsta e un bulangiu. Ar trebui să facă niște pușcărie. Da. Nu știu dacă 10 ani este numărul corect. E numărul corect 10 ani? Bine, putea să moară femeia, te gândești. Dar n-a murit și asta contează. Da. Pe de altă parte, ca dublu standard, ca să menționez și asta, în Japonia e unul liber, un japonez, care a mâncat persoane. Ce, nu persoană. Mai persoane, multe persoane. Da. El scrie Japanese cannibal still free. Japanese cannibal free. Japanese cannibal. Asta e. Gata. Issei Sagawa, dă pe Wikipedia. Nu numai că este confirmat că a mâncat o femeie, deci despre o femeie se știe sigur, a murit la 73 de ani în libertate, că a mâncat o femeie, dar omul a scris și o carte despre cum să mănânci oameni și apărea inclusiv la televizor, la game show-uri de ale lor. Ok. Înțelegi? Deci... Dar cum? Adică... Nu știu. Cum făcea rost de... Ai, de pe Vice și... Okay. Da, interview with the cannibal. Da. Ok. Aoleu, dau spoilere. Așa. Deci niște pușcării ar trebui. Un pic, da. Un pic ar trebui. Dar are și o față, ia de înapoi. Ce, pe ăsta? Da. Ai fața lui de pe 9gag? Nu. Link-ul de 9gag îl ai? Nu. Care o față, deci genul ăla de față care cred că e și el la rândul lui și-a luat bucăți pentru fața aia multe la viața lui, pe bune. Deci omul are o față, ia uite-l. N-ai cum, frate. N-ai cum. Deci fața asta sugerează bar japoneze. Mie îmi pare că n-ar putea... Să dea nici măcar o țeapă pe meeting. Ăștia cu freze astea de cumătri, ăștia bat da, pe mei. Da, da. Ăștia da. Cu freze astea de cumătri, ăștia sunt, dacă există. Zici că e Armand Abasi ăla. Da. Armand Abase? Abasi, nu mai știu cum îl cheamă. Armand Abasi, făcea prank-uri, deși la bătaie. Aoleu, Armand! Deci, Armand. Deci ăștia cu freze de astea de cumătru, ăștia sunt principalii bătăuși de femei. Da, nu știu. Îmi place le baguette, le fromage, le violence împotriva le femme japonez. Le drepte în gură. Da, exact. Da. Oricum, cred că contează și vârsta totuși, că era o tipă de 20 de ani. Sunt curios cum ar fi fost dacă era o bătrânică. Cred că făceau... Îl dădeau la băiatul ăla să-l mânc. Bine, haide. Bine. Haide să... Începem în forță. Începem în forță. Și în șură. Fute în gură de leu. Bă, România și leii sunt sărași, mă. Deci uite ce rău arată leul. Dar nu e slab. Că problema e că nu e slab. Nu, e necăjit. E murdar, necăjit. Ăsta e cum e. E vai morții. Da. Ia uite ce palmă e, da. Mamă. Păi cum să fie coaie un leu la zăpadă, ești nebun? Păi asta e un leu la zăpadă și acolo pare să fie un local ceva înăuntru. Și mă gândesc că e ca pisicile și câinile. Al cui e, domnule leu? E, ia locul lui, știi? Adică nu vezi că pare că i s-a adaptat blana, ești nebun. Păi da, își schimbă, ești, oricum își schimbă blana. Bă, dar ce e asta? Ia asta e așa. Ce e? Dar hai să citim descrierea.
El este leul leilor. Numele său este Claudiu și a, și a făcut această mesagerie din iubire pentru animale. Menagerie. Menagerie. De ce sunt singura care le iubește? Pentru că are... Ce? De ce sunt sigură că le iubește? Pentru că are câteva sute de animale și le știe pe nume. Pe toate. Un om deosebit. Pentru că așa sunt iubitorii de animale. Are un efect pozitiv asupra lumii, prin faptul că își arată compasiunea și grijile față de alte ființe, ajutând astfel la crearea unei lumi mai bune și armonioase. Bă! Nu, a, deci nu pe leul cheamă Claudiu. Nu, e o femeie care e bolnavă. Probabil că este ceva ori rudă, ori femeia lui ăsta. Vreau toată lumea să scrie în comentarii El Tudor la cum a citit Muncavaș. Adică? Nu știu, cred că trebuie să pui degetul sub rând sau ceva. Păi da, mă, dacă e negru, în primul rând e negru pe alb, că sunteți psihopați și toată generația voastră. Și tu ăsta adică? Care e graphic designer, e alb pe negru, boss. Boss e dovedit peste tot în lumea asta că albul pe negru se citește mult mai greu ca negru pe alb. Ai auzit de battery saving de astea, nu, a? Battery, da, de bine. Că economisești multă baterie. Negru nu aprinde niciun pixel, dacă nu știai. Ah, bine, ok, da, mă, asta era, asta, salvăm lumea, bine. Nu, salvăm bateriile noastre. Așa. Video fixate conține. Preț, locație. Da, mă, ți-a făcut o fermă de asta cu animale, bro. Jesus. Bă, ai voie să deții leu? Bă, sigur nu în condițiile astea, adică sigur nu poți să-l țin spatele șaormeriei. Asta mă gândeam și. Cu ce te ocupi? Am șaormerie și lei. Da. Păi ce faci cu ce rămâne seara? E, băi, am un leu. Dar erau la un moment dat în Floreasca, după springtime imediat în Floreasca, pe vremuri, acum vreo 20 de ani să zic, erau curtea unei întreprinderi, nu știu, întreprinderea asta industrială cumva, și în față avea un țarc, dar țarc, nu știu, de, să zicem, 5 metri pe 5 metri, mic, frate, unde erau 2 lei, bro. Bă, erau 2 lei în curtea firmei și în oraș, deci erau 2 lei. Ia uite, bă, că e un păi și cât au putut să-i țină acolo? Că bunuiesc că le-au dat repede să... Băi, l-au luat, i-au mutat până la urmă. Ia uite, Safari. Safari. Ce pușcărie! Da, mă... Bă, ăsta pare, uite, ăsta exemplu pare mai... Bă, nu, îngrijit, dar nu, dar acum fără, Caterin, că par îngrijiți așa cât de cât. Dar pare cam pârnaie așa locul, adică... Stai leu de Budila. E făcut cu plasă de aia de Buzău, ești nebun, da. I-au pus i-au făcut din plasă de Buzău. Bă, pare că poți să-ți faci grădină zoologică așa, destul de ușor în România. Da, mă duc la gura humorului, prăpăt fac acolo. Poți să te declar grădină zoologică? Așa? O persoană fizică, da. Ăștia au leu și tu dacă iei să iei o căprioară să o îngrijești, faci pușcărie, ești nebun. Da, e pe semnătură. Mi-a plăcut comentariul Mădălinei Madi. Zodia mea, leu, sunt rea de gură, dar iubitoare. Așa se vede și el. Cum pula mea ți-ai dat seama că e rău de gură, leu, dar iubitor? Nu, astea oameni de aia care trăiesc pe altă lume. Ce aia cu... Bă, da, oare au viză de flotant? Lei. Iubitor de animale. Bă, adevărul e, nu o să mint. Adevărul este că pare că trăiesc bine, binișor. Da, nu știu, au spațiu mult, au... Dar tot pușcărie e, bro, adică să ții leu la... De unde? Caracal, unde dracu o fi asta? Asta unde? E un drum, boss, efectiv a pus niște sârmă pe o bucată de drum, da, mă, și a făcut țarc. Mare iubitor de animale. Da. Nu știu, bossie. Uite, ăsta arată mai ok. Ăsta arată mai, nu știu, mai... Aleu. Aleu și a țarc de leu, boss. Nu se gândesc și ei, mă, frate, că au nevoie de spațiu să se desfășoare. Păi tocmai de asta zic că ăsta arată mai ok. Uite, ai și tu niște chestii în spate mai... Tot e puțin. Trebuie să dea un tren de fotbal, bă, la un leu. Ia uite-l. 10 lei de aia japonezi. Ia uite. Ia, Dâmbovița. A, da, mă, are pensiune. Și... Aoleu, și șerpi. Ma. În județul Dâmbovița, într-un minunat sătuc numit Picior de Munte, ce se află în comuna Dragodeana, se află menageria Dâmbovița.
de unitate istorică pentru întreținerea și prezentarea animalelor sălbatice care și extraordinare captivitate sub îngrijirea omului. La noroi. La ora actuală, menageria noastră este gazda a peste câteva sute de animale din diverse specii, iar acest număr va crește, intenția noastră fiind de a îmbogăți colecția de animale. Să nu îmbogățiți. Intenția voastră e de a băga animale la pușcărie, boss. Ai intenția voastră. Intenția voastră e să transformați aceste animale în pârnaie, în pârnăiași. Jesus fucking Christ. În profit, în pula mea. Efectiv, bă, da, să iasă de acolo cu tatuaje pe față. Uite-te și tu, uite-te și tu, frate. Oare câți lei costă să vezi un leu? Câți lei costă să vezi un leu? Nu știu. Jesus, man. Ia uite, poză cu leu, super. Minunat. Și ăla se plimbă pe acolo. Uite, să zic că nu se respectă niciun fel de normă de siguranță. E, normal. Da, ba da, știi care e norma de siguranță? Intrați că nu mușcă. E prietenos. I-a scos dinții. Bă, Jesus, da, bă, fucking prostovani, bă, ăsta e cuvântul care vine în cap, prostovani, da, pur și exact. Simplu. Deci ești prostovan, boss, dacă faci asta. Știi și așa, și genul ăla de oameni care după aia când îl mănâncă leu sau îl mănâncă cu vreo rudă sau ceva, o zică, bă, ce ghinion am avut să-mi bat pula. Și îl împușcă. A, clar. Da, clar. Clar îl împușcă, vine garda de mediu sau ceva, da, îi dă exact. Amendă. 1000 de lei probabil. Da, vreau să zic face șapte. Pauză un an până își revine un pic și după aia ți-a bucă iar de cresc cu lei. Dă-i mai departe. Christ, bro. Ce porcărie. Da, hai să terminăm sus măcar. Hai. Asta e după. Auzi, dă-i pauză. Asta e 6ix9ine după ce s-a lins cu Bia Khalifa. Așa. Așa arăta a doua zi. La subt de la uscat. Deci așa, deci pe bune, deci dacă ar fi să-l transforme în varianta de România, așa ar arăta. La uscat tot. Stai că mi-am seama că n-ar trebui totuși să avem piesa, că na. Dar ia uite, boss, că are și lanțuri, are rechinul, are tot ce-i trebuie. Ăsta-i Costinești sat, nu? E Costinești... Costinești tabără? Da, așa se cheamă Costinești. E Costinești peșteră, ești nemul, piatră. Cum a zis Bia Khalifa după concert, dacă n-a strigat voi, am strigat eu pentru el aseară. Da, știi că ai zis asta? Bă, da, dacă n-a strigat, ceva genul că lăsați că v-am spălat eu reputația și am țipat eu pentru el dacă n-a țipat voi. Mamă, tu îți dai seama cum îl aștepta asta? Da, mă. Ce scrumieră de femeie. Ce scrumieră de... Bă, îmi pare rău că am văzut așa. Bă, stai, dar tu știi că ea așteaptă niște... în prima zi de Beach Please s-a dus cu Fulgi, ăla de la al Clejanilor, că au fost împreună și în a treia zi s-a dus cu 6ix9ine în pula mea, adică... Bă, da, mă, boss, pentru că ea practică străvechea meserie de MC. Da, corect. Așa, e de mult MC. Da. Și așa e, când ești MC, iei contact cu tot felul de persoane. Că asta e, te plătește lumea și tu faci ce face MC-ul. Master of Ceremonies. Dar MC, ce dracu, nu știi ce înseamnă MC? Adică n-ai auzit de MC ăla care cântă pe drum and bass, ăla e MC? Bă, dar nu știa de la ce vine să mori. A, nu știi ce înseamnă? Da, Master of Ceremonies. Da. Dar, da, frate, bă, și-a bătut ăsta atâta drumul, da. Atâta drumul ca să vină aici. A bătut atâta drumul. Și de toate femeile, bro. Dar acesta din clip pare că a bătut atât la drum și n-are brățară. Dar crezi că i-a dat și bani fără niciun fel de caterincă? Fără niciun bă, fel uite, de caterincă? În primul rând, prima întrebare. Întrebarea 1. Crezi că a cerut ea? Na. Nu, bă, fii atent, dar bă, nu zici așteaptă, așa. Pentru că vezi că când practici cea mai veche meserie de MC, nu contează că vine 6ix9ine, Brad Pitt sau Baboiaș. Înțelegi? Tot atâta costă show-ul, da, adică... Dar știi care a fost faza? Că i-a fost într-un club, nu știu ce, după aia a fost undeva acasă, el a pus-o pe ea pe story cu tag, a început asta să facă follow-uri și nu știu, după un sfert de oră nu mai era pe story. Și am văzut tot așa un clip cu unul de aici din București care tunde, că a cerut DJ-ul 6ix9ine să-l tundă și l-a tuns și pe 6ix9ine și la final ăla a luat geanta cu bani, să-i dea foarte mulți bani, doar că ăsta nu i-a primit și nu știu ce, dar gen, chiar dă bani la orice căcat aparent. Mm-hmm. Asta e foarte bine. Deci probabil a luat așa. A trebuit să-i facem și noi un serviciu lui 6ix9ine. Ce putem să-i facem lui 6ix9ine? Păi a făcut Bia, nu mai trebuie. Nu, îi facem podcast aici.
al treilea scaun la OnlyFans. Îi aduci niște mici de aia. Păi nu, și-a aruncat, mă, tot în public. Și-a aruncat Adidas și în public deja. Ăsta servicii face. Pă bune. 500 de milioane în Adidas. Da, bă, stai, m-am pregătit. Cât? Pe OLX 500 de milioane. Am... Sunt pe OLX deja? Da, boss, dar e 1 și 1. Că am pregătit, gata. Ai 1 și 1 și 500 de milioane 1. Da, da. Am pregătit, gata, ne vedem în episodul de membri. Ce ai pregătit? Cu 6ix9ine. Am pregătit, boss, 6ix9ine. Intră, bă. Bă. Ce? Am pregătit Adidas și ne uităm pe OLX, pe... Ai, ai? Am găsit ai, pe... ai la episodul de membri? Da, haideți, veniți cu toții.